ordonanța de urgență guvernamentală a fost aprobată. Părinții care se întorc la muncă până la vârsta de 6 luni a copilului vor primi un stimulent în valoare de 1500 de lei. Această măsură încurajează întoarcerea la muncă și de asemenea contribuie la creșterea veniturilor părinților. Bani în plus pentru părinții care decid să se întoarcă la serviciu până la împlinirea vârstei de 6 luni a copilului. Această măsură scade riscul deprofesionalizării și asigură o forță de muncă necesară în momentul de față la nivelul angajatorului. Acest stimulent în valoare de 1500 de lei va fi în locul celui de 650 de lei doar dacă părinții aleg să se întoarcă la muncă mult mai devreme. Se menține stimulentul de 650 de lei pentru părinții care revin în activitate până la împlinirea vârstei de 2 ani. Stimulentul de inserție a crescut de la 650 de lei la 1500 de lei pentru părinții care merg la muncă înainte de 6 luni. Practic, cei care aleg să meargă la job înainte de vârsta de 6 luni a bebelușului vor primi o sumă mult mai mare. Pentru Mehedințiul meu, Elisa Pătruțescu. Totodată se va ține cont și perioada în care părinții au fost în șomaj tehnic la calculul perioadei pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului. Acesta este un plus la salariu, dar asigură, bineînțeles, și forța de muncă având în vedere situația pandemică actuală. Este un lucru bun, bun venit în ajutorul părinților. Acum fiecare depinde dacă are cu cine să lase copilajul mic. Îl lași un copilaj mic să te întorci așa de vreme la muncă, e mult prea devreme, dar totuși e un ajutor bun dacă au cu cine să lase copilașul. Raluca Turcan a precizat că în momentul de față sunt aproximativ 158.000 de persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului, iar autoritățile estimează că de stimulent vor beneficia aproximativ 20.000 de persoane.